O să încerc să fac ceva de care mi-e puțin rușine după ce am ascultat pe toți cei care au vorbit înaintea mea. Le mulțumesc tare mult, eu personal am avut multe de învățat. Plec de aici mult mai bogat sufletește. Aș dori să-i mulțumesc personal doamnei Carina, dacă nu mă înșel, îmi cer iertare dacă nu i-am reținut numele. Consider că este un model de viață, de reușită și de combativitate absolut extraordinar, la care ar trebui să ne gândim cu toții după ce plecăm de aici. Cum am să vă cânt o... Mă rog, am să încerc să vă cânt o melodie, după care vorbim. Merge. Să iertați emoția. Este pentru prima dată când vorbesc în fața atâtor de mulți oameni. Și sincer, sunt emoționat. Și referitor la ceea ce am a vă spune, este și asta o limită pe care încerc să o depășesc în a stăpâni emoția în fața voastră. O să vă vorbesc despre limitele și granițele care fac parte din viața noastră. Indiferent de condiția pe care o avem, indiferent cărui mediu social aparținem, limitele în viața noastră sunt o însușire universal umană, dacă vreți. Și sigur,
este de cele mai multe ori un lucru spinos, pentru că de cele mai multe ori nu știm cum să le abordăm, nu știm cum să le trecem, sau în orice caz le abordăm și le trecem cu niște costuri sufletești extraordinar de mari. Când mă gândesc la limite, mă gândesc la metafora păianjenului, cel care cu îndărătnică și temeinică tenacitate își construiește mereu și mereu pânza, cea care îl ține în viață, și o face indiferent dacă acea pânză este distrusă poate de o simplă pală de vânt. În felul ăsta, natura ne oferă posibilități multiple de a învăța. Mă gândesc la mușuroiul de furnici, la stupul de albine sau, dacă vreți voi, la poporul chinez. Primul moment în ceea ce cred eu că înseamnă primul moment în abordarea limitelor este pur și simplu acceptarea lor. Și nu mă refer aici la acceptarea atitudinală, la apropierea sau la respingerea față de o limită, ci la cunoașterea ei. Este esențial pentru mine ca să-mi cunosc limitele, pentru că în felul ăsta nu ratez întâlnirea cu ele. Este important ca toată ființa mea să se întâlnească cu acele limite, ca, știu și eu, ca toate coordonatele ființei mele, emoțional, rațional, relațional, să fie acordate la limita cu pricina. Și în privința asta, sigur, eu ar trebui să accept destul de multe limite ca făcând parte din viața mea, ca definindu-mă. Sunt ceea ce sunt, puținul care sunt, sunt și din cauza limitelor pe care le am. Și ăsta este un gând al meu către voi, este să nu ne ferim de limitele din viața noastră, pentru că ele pot reprezenta pentru fiecare dintre noi un punct de creștere, un punct de devenire. Dacă vreți, poate că și mântuirea și desăvârșirea le obținem tot trecând peste tot felul de limite din viața noastră. Cu siguranță că limita este și un proces colectiv, relațional. Limitele, în general, nu e bine și nici nu putem să le depășim de unii singuri. Și în privința asta, slavă Domnului, eu am o istorie bogată. De la liceu până la terminarea doctoratului am putut să trec peste aceste etape doar cu ajutorul multora dintre prietenii pe care i-am. Evident că nu erau manuale după care să învăț, evident că tot ceea ce însemna instrucția mea aparținea bunei voinți, bunăvoinței multor oameni. Evident că tot ceea ce am reușit să fac se datorează numai și numai ajutorului altora. În privința asta, vreau să vă spun faptul că acum, în probabil 4 ani, împreună cu un prieten bun al meu, Alexandru Răcănel, ne-am gândit la o modalitate de a combate cumva rutina zilnică și sedentarismul și ne-a venit ideea, hai să mergem pe bicicletă. Datorez acest fapt celor de la Bateșaua, dacă îi știți, cu siguranță mulți dintre ei ați auzit de ei și de Geo, care au venit în întâmpinarea mea și ne-au pus la dispoziție o bicicletă tandem, Univega, grea ca viața. Și cu acea primă bicicletă am făcut noi un tur de țară. De fapt, a fost prima dată o tentativă a unui tur de țară. Am mers până la aproape de Constanța, unde
Am căzut fabulos, glorios, am căzut pe podul Cernavodă, undeva la mai bine de 50 de kilometri la oră și vă dați seama că ne-am șifonat destul de mult, ne-am întors acasă, am stat 10 zile la refacere, după care am mers de la București la Sighetul Marmației cu bicicleta, unde am întâlnit un om absolut fabulos, Anchel Ardelean îl cheamă, un tip care are un singur picior și în condiția asta a făcut un tur de țară pe marginea granițelor de 15 zile, iar recordul lui de distanță parcursă într-o zi cu bicicleta este de 400 de kilometri, de la Sighetul Marmației la Roman a mers omul. Deci e incredibil omul. Și de la acel prim semi-tur de țară cu bicicleta, în modul cel mai firesc am înființat o asociație care se cheamă Asociația Tandem, cum era și firesc. După care a venit campania de anul trecut, care se chema Vezi dincolo de limite, care a constat în parcurgerea traseului de la Arad la Londra. Și a fost o excursie de vreo 21-22 de zile, din punctul meu de vedere fabuloasă. De ce? Pentru că după primele 7-9 zile a trebuit să mă confrunt zi de zi cu ideea de bicicletă pe care, credeți-mă, că nu o mai suportam. Deci uram bicicleta. Am avut parte de destul de mult vânt din față, de pe locuri de vreme chiar proastă, prin Austria și Anglia. Și îl întrebam pe Alexandru, cine m-a pus pe mine să merg pe bicicletă? Eu, nefiind totuși un sportiv, firea mea e de mai contemplativ, așa, sunt mai leneș, fumez, n-am nicio treabă cu sportul. Totuși, cred că dacă eu am putut să duc la bun sfârșit demersul ăsta, care în fond nici măcar n-a fost mare lucru, cu atât mai mult voi puteți să o faceți. N-am nici cea mai mică îndoială. În toamna anului trecut, din păcate, ne-am avut de suportat o operație pe plămân și a ajuns doctorul la concluzia că nu mai am nevoie de o treime din plămânul stâng. Și mi-a spus că de acum cu bicicleta, cu saxofonul, cu fumatul, mai încet. Drept care anul, în această vară, am fost într-o campanie care se chema Caravana Casper, o campanie care a presupus ca timp de o lună să merg cu Alexandru prin 18 orașe din țară cu bicicleta. De data asta am însumat doar 1000 de kilometri, n-a fost chiar așa de mult. Și slavă Domnului, mi-a fost bine. De 2 săptămâni am început să iau și saxofonul, iar țigările nu le-am lăsat nicio clipă. Ideea este că limitele, într-un fel sau altul, sigur, ni le fixăm noi, ține de noi cât de mult, cât de aproape sau cât de departe ni le fixăm. Unul, dacă ar fi fost să dau un motto acestei prezentări, aș fi spus că cel mai mare păcat pe care îl putem face este acela de a nu face nimic. După momentul acesta al acceptării limitelor, care pentru, din punctul meu de vedere este crucial, ar veni, iar urma un al doilea moment, cel al reformulării datelor de viață. În ce sens spun lucrul ăsta? Pentru că este de o importanță capitală pentru mine ca să știu dacă mă pot subordona sau nu scopului pe care mi-l propun. Scopurile pentru mine au exercitat atracția pe care o exercită o iubită sau, eu știu, un lucru care îmi place fenomenal de mult. Și sigur că scopurile ne seduc, ne subordonează în întregime lor.
Ori este esențial să știu dacă acel scop, în primul rând, este în sine valoros, în al doilea rând se află în perfectă rezonanță cu mijloacele mele personale de a-l atinge. Aici am vă spune o poveste haioasă, așa, în felul ei. Acum 2 ani, Alexandru tot vântura pe Sumnas ideea, hai să facem un record național de viteză pentru nevăzători la automobilism. Și evident, i-am zis să mă lase în pace cu ideile lui, că pe mine nu mă interesează nici cai putere și nici volanul. Numai că ideea m-a cucerit în primul rând prin ineditul ei, în al doilea rând prin faptul că probabil că la nivel social se impune pur și simplu să ieși din normalitate. Și nu mă refer aici la șocantul cu orice preț. Mie jenă să șochez, mie jenă să fac abuz de situația în care mă aflu, mie jenă de multe lucruri. Așa cum este jenă să vorbesc în public despre limitările la care mă predispun deficiența pe care o am. N-am făcut lucrul ăsta niciodată. Și, sigur, la urmă, am sfârșit prin a îmbrățișa ideea lui Alex cu recordul de la Craiova, de pe pista aeroportului de la Craiova, și acolo l-am cunoscut pe PR-ul de la BMW, pe Alex Seremet, un tip absolut extraordinar, care ne-a pus la dispoziție, într-un final, mașina lui de serviciu. Da, a fost fabulos. Și când m-am întors seara acasă, ce am auzit din presă? Un tânăr nevăzător a protestat împotriva nedreptății guvernului și a intrat de bunăvoie cu mașina într-o fotocelulă pe care o puseseră cei de la Federația Română de Automobilism. Nimeni n-a știut că omul a pus fotocelula aceea pe pistă, din greșeală, pe mijlocul pistei, chiar pe unde trebuia să trecem noi cu mașina. Da, aia am și protestat. În general, din păcate, interacțiunile mele cu presa au fost la limita jenantului, jenibilului, pentru că am găsit acolo tot felul de formulări și tot felul de abordări care m-au făcut să-mi fie rușine așa că exist. Și în privința asta revin la reformularea scopului. Dacă acel scop are valoare pentru mine, sigur, îmi asum toate riscurile. Îmi asum riscul ca presa să spună ceea ce găsește ea de cuvință, să spună, îmi asum riscul eșecului, pentru că eșecul face parte din viața mea personală, din firescul vieții mele, îmi asum toate riscurile din lume. Și relativ la integrarea eșecului ca făcând parte din firescul vieții, aș vrea să vă spun o foarte mică poveste. Ea în sine este emoțională, însă o să vă rog să faceți efortul să vă gândiți rațional la ea. Prima dată când cred eu că am învățat faptul că pierderile fac parte din viața noastră, a fost în jurul vârstei de aproximativ 8 ani, cred. Eram pe clasa a doua și eram la o școală undeva departe de casă, pentru că așa am făcut eu școala. Și într-o primăvară am primit un liliac de la o femeie de servici, liliac care pentru mine însemna tot ceea ce însemna ideea de acasă. Și aveam ca nebunul grijă de el, îi schimbam apa de 5 ori pe zi, eram foarte prins de liliacul ăla. Până când peste 2-3 zile l-am găsit, că am văzut că l-aruncase cineva de pe noptieră și liliacul acela nu mai era. E foarte greu să vă pot explica acum și nici nu e cazul,
Ce înseamnă pentru o minte de copil aflat undeva cu totul departe pierderea unei flori în care și-a investit toată ideea de acasă? Și de atunci, eu cred că lucrul ăsta m-a ajutat pe mine, cel care sunt acum, să-mi dau seama că realmente, de când ne naștem și până când murim, viața noastră este presărată cu tot felul de pierderi. Și e bine să știm asta. E bine să avem mintea pregătită pentru acest lucru. Mă gândesc acum la tot ceea ce înseamnă tablou emoțional pe care un om îl trăiește când suferă o pierdere. Și în privința asta, eu cred că Ulise, dacă cu siguranță îl știți, e prietenul nostru al tuturora, Ulise cred că ar fi fost un bun manager dacă ar fi trăit în ziua de astăzi, pentru că gândiți-vă doar la calvarul pe care l-a avut de îndurat, la căutarea și rătăcirea lui, la întârzierile și amânările pe care le avea de îndurat, la seducția și pedeapsa pe care zeii o exercitau într-un mod continuu asupra lui și nu în ultimul rând la prea omenescul uitării de sine și de Itaca pe care trebuia să și-o regăsească. Când eram mic, mă gândeam la Ulise ca la un fel de făt frumos al nostru, care, deși are de trecut peste multe neajunsuri, s-a pus el cumva bine cu zeii și îl ajutau zeii, o dădeau cumva la pace. Când am crescut mai mare, mi-am dat seama că făt frumos rămâne făt frumos, de aia nu-mi place făt frumos mie. Și Ulise este un personaj în fond tragic, însă reprezintă o reușită umană fabuloasă. Pentru că Ulise n-a fost nici simpatizat de zei și nici favorizat de ei. A fost, așa cum spuneam, în mod continuu persecutat de ei. Cu toate astea, el și-a recuperat Itaca și a depășit multele lui nostalgii, multele neputințe și s-a întors acolo ca rege, nu pentru că în virtutea unor privilegii sociale pe care le-a dobândit în urmă cu mult timp, ci pentru faptul că el și-a căutat Itaca lui. A plâns-o, a jelit-o, a pierdut-o și a regăsit-o și de aceea el s-a întors acolo nu ca simplu om, ci ca rege. Și mă apropii de încheiere să vă spun că toți cei de aici din sală, pe câtă vreme avem o Itaca a noastră, încetăm de a mai deveni, de a fi simpli oameni. Suntem regi pentru că pe câtă vreme căutăm câte ceva, pe câtă vreme uneori stăm cu capul, cu fruntea în țărână, însă ne ridicăm, pe câtă vreme adăstăm la marginea vieții, însă continuăm de a ne purta pe drum putințele, însă și măreția noastră, nu putem fi altcumva decât regi. Ce să vă mai spun despre mine? Eu când am venit aici aveam o prezentare, să-i zic așa, relativ pusă la punct, dar acum am uitat tot ce trebuia să vă spun. Voiam să vă rog, înainte de a încheia, cei care cred că merită să votați proiectele Asociației Tandem de acolo, de unde sunt ele afișate, să o faceți, pentru că ele sunt niște proiecte fiecare bune în felul lui și vă rog să treceți pe acolo, să le citiți despre ce este vorba și să hotărâți voi dacă trebuie să le votați sau nu. Acum văd că mă sună telefonul. Am depășit timpul.
O să închei cu două versuri, cu câteva versuri de la un poet care mi-e tare drag, Omar Khayyam îl cheamă, care au legătură cu ceea ce am spus acum. Și spune așa: îmi mirosmează-te, frumoasă, ca un altar cu mirodenii, cât încăzarea-i de albastru, cât încă luna-i cu vedenii, cât încă drumurile vieții mai au pe margini bucurii, căci mâine în zadar vei bate la porți de suflete pustii. Iubește-mă acum, căci anii pe năzuinți ori pune frâuri și zilele vieții noastre se scurg ca undele pe râuri, și trupul tău, care mi-e astăzi cel mai dodit dintre limanuri, va fi un bietul cior din care vorbea drumeții pe la hanuri. Să facem astăzi ceea ce putem face astăzi, cât încă mai putem alege ce să facem, pentru că mâine s-ar putea să nu mai putem. Cele bune!